Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4 De această dată am mai găsit ceva content și am zis că trebuie să-l împărtășesc și cu voi Mie mi se pare destul de interesant, mai ales că până în prezent nu am avut așa ceva în joc Și cu siguranță va schimba aspectul unei case și a poveștii atunci când vom utiliza acest mod Însă, înainte de a începe, nu uitați să lăsați și voi un like Aștept și comentariile voastre la episodul de ieri, mă așteptam să, să, văd mai mult interes din partea voastră Am construit o gară și credeam că o să se uite lumea mai mult, însă n-a fost așa. Înainte mergeau foarte bine clipurile acestea în care construiam diferite lucruri. Însă cei care n-ați văzut puteți să intrați să vedeți și voi clipul acela. Este destul de interesant, bineînțeles și construcția o găsiți pe galerie. Iar comentariul pentru acest episod vine de la Ana28 și spune în felul următor. Super fain să mai faci, am și râs. Mulțumesc tare mult Ana pentru comentariu. Ea face referire aici la episodul din Van Life, ultimul episod pe care l-am postat. Bineînțeles și acela este pe canalul meu, îl găsiți acolo. Iar acum haide să vedem despre ce este vorba. Am ales și o locație aici, ceva mai interesant așa. N-a mai fost de foarte mult timp pe aici, pe colinele Hollywoodului, pot să spun în partea aceasta. Ia uita și pe aici, au o altă construcție. Însă, noi va trebui să vedem ce lucruri am primit. Ați văzut acolo mașinuțe și alte nebunii și o să vă las un link în descrierea acestui clip unde o să le puteți download. da un exact cum am făcut și cu celelalte custom content-uri pe care le-am urcat. O să le găsiți pe OneDrive. Însă, dacă mergem la sculpturi aici în partea aceasta și începem să căutăm noi ușurel pe aici frumoșel, ia să vedem de ce dăm noi pentru Început! Intra acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate, De Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi, nu uita să folosești codul Life of Sims la orice comandă și primești garantat 3% reducere din prețuri inițial, toate informațiile le găsești în descriere. Și ajungem în partea aceasta și ne apare un Dita mai Audi A6. Ia uitați bre ce e aici. Priviți numai frumușel ce mașină. Mi-a plăcut foarte mult pentru că arată foarte bine mașina și este și într-o variantă practic cât mai reală. Adică se vede foarte drăguț. Este făcut de către Lori Sims. Mi-ar fi plăcut să nu apară chestia asta cu Lori Sims aici. Parcă n e cam așa, dar trebuia oarecum să se promoveze. Însă mașina arată foarte bine și am luat mai multe modele și am să vi le prezint pe toate. Bineînțeles, o să vă las și site-ul de unde le-am luat dacă vreți să luați voi alte mașini sau chestii de genul ăsta, dar eu o să vă las linkul de unde puteți descărca exact mașinile pe care le am eu. Încă o chestie foarte interesantă, mașina o puteți folosi gen să mergeți în anumite zone unde vă interesează, dați pe ea și e treabăle exact la fel ca și pe telefon. Bineînțeles, mașina noastră are mai multe culori. Ia uitați aici pe roșu, toate culorile nebunilor, însă mie pe culorile de genul ăsta așa mi se par mai interesante mașinile. După care următoarea mașină pe care o aici este un Dita mai BMW X6. Priviți aici minunăție, dar stați numai să-i schimb culoarea, să o facem așa mai interesantă. Ia uitați cât de bine, ce bine se vede absolut tot. Uh, și la asta fac mai apare aici numele culorii Sims. Ok, bun. Dar priviți și la interior cât de bine arată totul, adică foarte bine făcută mașina, însă ne apare pe spate, dar ia uitați aici. Cum vor arăta familiile noastre când vom pune aceste mașini, mi se pare destul de interesant, adică va fi cu totul și totul ceva nou. După care mai departe avem un Land Rover, bineînțeles, asta mașina americanilor nu trebuie lipsită Ia o tașe frumos, dita, mai varianta long, varianta mare a mașinii Care și asta arată foarte bine Deci numai cu casa, dacă vă uitați așa ce frumos se vede bine Asta e dita mai mansionul, dar o casă așa mai micuță și așa Să o mașină de asta, o să faci și cu garaj, bineînțeles, toate nebunile Cred că o să fac o construcție de genul acesta Însă, era să omit eu mașina aceasta pe care am găsit-o în ultimul timp Și anume un Lamborghini Urus Priviți ei ce frumusețe de mașină Deci una de asta chiar mi-ar plăcea să am în viața reală, dar trebuie să muncesc 3 vieți ca să ajung să-mi iau o mașină de genul asta. Dar oricum este bestială cum arată mașina asta, ia să-i schimbăm și culoarea, să vedem aici cum s-ar vedea. Ia uite pe roșu, pe albastru, pe negru, pe alb, mamă, deci este o minunăție. Dar asta pe galben se vede cel mai bine. După care mai departe, ia să vedem ce avem aici, Tesla, de care, pe care ați văzut-o și în thumbnail. Ia uitați cât de frumoasă e și ce bine, Model 3, ultimul model a apărut pe piață, ultima fiță, bineînțeles asta o să vă mai arăt o chestie pentru că am mai primit ceva în plus, dar oricum arată super mișto. Ia uitați ce frumos și cred că o să pun neapărat o mașină de genul acesta. După care avem un Mercedes clasa C. Ia uitați aici ce frumos. Nu m-am mașină de lux. Am căutat și Daci sau alte chestii de genul ăsta, însă nu am găsit. Mi-ar fi plăcut să găsim și chestia asta. Ia uitați și de la spate ce frumos se vede. După care mai departe avem iarăși un SUV aici, un Q4. Ia uitați, place foarte mult brandul acesta Audi. După care avem un Mercedes i 4, ăsta eu nu știam de el, chiar e prima oară când îl văd, n-am știut că există, dar oricum arată foarte bine și asta îmi place foarte mult, se aseamănă la stopuri cu ăsta, așa oarecum, dar dacă vă uitați așa, stopurile cam pe la toate mașinile seamănă la fel, Audi cu ăsta seamănă chiar uh, foarte bine între ele, ăsta ce pare și ăsta cel mai diferit, dar în rest uh, cam seamănă. După care, bineînțeles, trebuia să avem și un Audi A7 Sportback, ia uitați aici, ce frumusețe de mașină, 4 țevi de evacuare de astea nebunii, Pa aici, mașină sport, dacă vrei, na, eu știu, poate o să avem, eu știu ce familie pe acolo. Toate culorile sunt cam acele, așa aproximativ, de-aia uitați ce frumos se vede pe albastru. După care mai departe avem un Maserati, tot suf trebuia să am și câteva suv Ca na, că astea sunt mai impunătoare, dar cât de bine poate să arate mașina asta, extraordinar de frumoasă, îmi place foarte mult. N-am găsit și mașina mică de la Maserati, adică cred că era pe acolo, dar poate n-am observat eu și îmi place că interiorul e cu roșu. După care mai departe avem un Mercedes clasa S, Dita mai balena, seamănă foarte mult cu ceul, dar se vede diferența de gabarit între mașini Adică dacă le punem una lângă alta Uitați diferența aici Oricum arată bestial Asta e pentru demnitare Aș putea spune și aute la interior Navă extraterestră Altceva nimic Deci cum arată dita mai tableta E cât ai pe dumneavoastră tableta asta de aici După care mai avem aici un Mercedes Benz G63 Ia uitați vă Ce frumos e ăsta Deci ăsta când l-am văzut am sigur trebuie să-l iau E o mașină așa foarte impunătoare Îmi place foarte mult cum se vede mașina așa aceasta și bineînțeles o decapotabilă asta este practic varianta mică dar am găsit varianta care să nu fie decapotabilă însă arată bine și asta trebuia să ne luăm și o mașină de genul asta dar priviți cât de bine se așează totul pe jos aici adică e foarte mamă ce cât de culori avem aici uite u da îmi place aută ce frumos a și se schimbă și interiorul dacă îl schimbăm a ce drăguț ia uita, și ce frumos arată la interior și mai am o chestie pe care vreau să vi-o arăt și anume ceva ce ține de Tesla și dacă tot am decis că trebuie să am și mașini electrice în joc. Ia uitați ce trebuia să ne luăm noi aici. Stații de încărcare Tesla. A? Ia priviți. Astea se vor vedea foarte frumos să le ai puse la construcția ta, așa puse unde ai și garajul. Se va vedea foarte drăguț și cred că a, nu e doar pe culoarea asta că asta este gen doar o variantă, nu există pe mai multe culori stațiile de încărcare. Însă sunt destul de drăguțe. Deci după cum v-am spus, asta este toată flota pe care am descărcat-o. Poate voi lua și altele gen care nu sunt neapărat de astea, nu știu, camioane sau ce mai găsi eu pe acolo pentru că știu că erau și chestii de genul acesta, dar cam asta este flota cu care mă prezint eu în momentul de față și voi împuia practic toate construcțiile mele cu mașini de genul acesta, să nu mai folosim mașinuțele acelea de jucărie și să trebuiască să le dăm noi redimensionare, pentru că astea oricum arată mult mai real și se văd cu totul și totul mult mai bine față de ce aveam până acum. Așa că eu sper să vă placă, exact cum a zis, găsiți în descriere linkul de unde puteți descărca toate aceste mașinuțe, dar veți găsi și un link către site-ul de unde am luat mașine, poate vreți vrei să luați și o altă mașină. Însă eu știu că mai luasem și un uh, Renault din câte mi amintesc eu, însă nu l-am găsit pe aici, un Renault Megane, luasem și o mașină de asta mai pământească, dar chiar nu mai găsesc sau poate nu fi fost bună și nu s-a instalat sau am omis eu să o să o adaug în joc, dar uh, cu siguranță o voi adauga pe viitor. Așa că, dragii mei, acesta a fost clipul. Nu uitați să lăsați și voi un like, foarte important, mâine luni, posibil să fiu live stream, așa că să vă uitați pe canalul meu de la orele 19:30. Așa că vreau să vă mulțumesc celor care a stat până acum și v-ați la clipul meu. Sper să văd din ce în ce mai mult engagement din partea voastră pentru că nu prea vă văd așa că vă uitați și lucrurile acestea se văd și în cifre. Așa că vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o zi cât mai frumoasă, bineînțeles nu uitați de like și totodată promo cod pe Neba 3% pentru The Sims 4 dar și alte jocuri. Iar până la un nou episod de Sims, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!